Festivalul Național de Romanțe Crizantema de Aur, organizat neîntrerupt din anul 1968, a avut loc în perioada 19-21 octombrie la Târgoviște, localitate supranumită Cetatea Romanței. Vreau să vă gândiți la un lucru. Sunt puține evenimente culturale care să realizeze o conexiune atât de puternică între eveniment și locul unde se organizează. Când spui Crizantema de Aur, spui Târgoviște. Și de asemenea, care să realizeze o conexiune la fel de puternică cu genul muzical. Când spui Crizantema de Aur, spui Romanță. Concursurile de interpretare și de creație au reunit interpreți și compozitori din diferite zone ale țării, dar și din diaspora. Trofeul Crizantema de Aur a fost câștigat de o tânără de 29 de ani din Republica Moldova. Trofeul Crizantema de Aur 2023 este câștigat anul acesta de către Veronica Roșca! Veronica Roșca din Chișinău. Felicitări, Veronica, pentru trofeul celei de-a 56-a ediții a festivalului Crizantema de Aur. Ediția de anul acesta a festivalului Crizantema de Aur s-a desfășurat sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.